ACS Volei Municipal Zalău, deținătoarea trofeului Cupa României, nu își permite să facă pași greșiți în partida programată mâine după amiază la Dej. După ce au câștigat greu pe teren propriu cu scorul de 3-2, meciul din manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei României, elevii lui Stoian Stoiev merg la Dej montați să obțină o victorie mult mai clară pentru a continua lupta pentru câștigarea competiției. Federația Română de Volei programează mâine seară de la ora 18 returul celor 3 partide din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României. Dacă CS Universitatea Cluj are asigurat locul în semifinalele competiției, după ce echipa CVM Tomis Constanța s-a retras din toate competițiile interne și internaționale, numele celorlalte 3 echipe calificate se va cunoaște abia mâine seară. Principala favorită la calificare din cele 6 echipe care luptă mâine pentru celelalte 3 locuri din faza semifinală este echipa maramureșană, CS Știința Explorări Baia Mare, grupare care a învins în manșa tur, programată în capitală cu scorul de 3-1, formația clubului sportiv Dinamo București. Grație victoriei obținute în deplasare, elevii lui Marius Botea au devenit principalii favoriți la accederea în penultimul act al competiției. În celelalte 2 partide, lupta este strânsă, iar cea mai dificilă confruntare pare a fi cea dintre CS Unirea Dej și ACS Volei Municipal Zalău, dar și duelul dintre SCMU Craiova și CS Arcada Galați se anunță la fel de interesant. În duelul din manșa tur, Arcada Galați și-a fructificat avantajul terenului propriu și s-a impus cu 3-1, astfel că misiunea actualei lidere a campionatului Diviziei A1, SCMU Craiova, va fi una destul de grea. Mult mai grea va fi însă misiunea sălăjenilor de la ACS Volei Municipal Zalău. Deținătoarea trofeului Cupa României a învins greu în jocul de pe teren propriu gruparea din Urbea de pe malul Someșului. Și cum evoluează în deplasare, partida se anunță extrem de dificilă, însă zălăoanii speră să își păstreze supremația din ultimii 6 ani și să nu piardă tocmai acum în fața dejenilor. Startul partidei dintre CS Unirea Dej și ACS Volei Municipal Zalău se va da la ora 18 și va fi condusă de Paul Sobou Alexi din Oradea și Dinu Olăhuț din Baia Mare.